Două persoane din comuna Vârșolț, o femeie în vârstă de 26 de ani și un bărbat de 39, au fost confirmați săptămâna trecută cu coronavirus. Potrivit primarului comunei Breda Laioș, familiile și rudele celor doi sunt carantinate la domiciliu și monitorizate de autorități. Noi în comună lor actuală avem două persoane internate la boli infecțioase care au fost găsiți pozitiv. Unul a fost internat joi, celălalt vineri. Zilnic sunt la DSP și la spital la Zalău, unde sunt sub control și se simt bine, nu sunt probleme deosebite, dar până nu găsim rezultatele să fie negative, nu poate să vină din spital acasă. E un băiat din cartierul Romilor și o doamnă din Vârșolț. Doamna nu lucrează la primărie, a lucrat la un magazin în Herecleană, acolo magazinul a fost închis. Decât are domiciliu în Vârșolț, nu lucrează în localitatea noastră. Totodată s-au luat măsuri de izolare a familiilor, fraților, unde sunt verificați zilnic de 2-3 ori de către mine și de către lucrătorii postului de poliție. Nu părăsesc domiciliul. Chiar la unul dintre ei am trimis mâncare pentru că n-avea pe cine să trimite la magazin. Și am spus că orice probleme au, mă refer la cei izolați, să se adreseze primăriei că noi stăm la dispoziția lor, să ajutăm. Că mai am 5 persoane internate la Șimleu, cu diferite probleme, nu pot să se știe dacă sunt pozitiv sau negativ. S-au luat analizele, s-au transmis la Cluj, se va da rezultatul dacă sunt pozitiv sau negativ. Dacă pozitiv, automat de la Șimleu se transferă la boli infecțioase la Zalău conform legilor în vigoare. Sper să nu fie nimeni, să nu ne încadrăm cu mai multe persoane și dacă sunt negativ, vor fi tratate la Șimleu Silvanie. Având în vedere situația creată, conducerea primăriei a luat măsuri pentru a evita răspândirea acestui virus. Astfel, în aceste zile vor fi dezinfectate toate străzile, trotuarele, stațiile de autobuz, parcurile și zonele din fața magazinelor din comună. S-au luat măsuri de dezinfecție în toate localitățile comunei. Vârșolț, Recea Mică, cartierul Romilor, o firmă specializată, dar am primit și o adresă de la DSP, am vorbit cu domnul prefect pentru a stopa să evita răspândirea virusului respectiv. Edilul a mai declarat că administrația locală a cumpărat 1000 de măști care urmează să fie împărțite localnicilor în următoarele două zile. Am cumpărat 1000 de măști care vom distribui mâine, poimâine. La noi nu este obligatoriu în loc deschis, dar când va fi să aibă cetățenii la îndemână să putem folosi. Sperăm să nu fie cazul decât în locuri închise să folosim la ora actuală. Dar am mai luat și acolo o lună din contribuția locală a primăriei și am discutat și cu consilierii și am propus să cumpărăm din nou. Luăm toate măsurile necesare pe